Îl invit alături de mine pe Valentin. Unde ești, Valentin? Vai de mine! Dar nu mai e Valentin, e un iepuraș! Iepurașule, tu știi să cânți? Și când și frumos am auzit, foarte frumos. Și știu pentru că tu ai mai fost la mine în emisiune. Dar acum o să ne cânți în graiul iepuresc sau cum o să ne cânți tu? Bucovinean. A? Bucovinean. Tot, ești un iepuraș bucovinean? Da. Ia să vedem cum te descurci. Stai aici, frumos. Floricica, dar ți-o ofer ție. Te încurcă la cel de-al doilea cântecel să ți-o dau după al doilea cântecel? Nu. Dar ce zici, o ghicitoare? Aflăm și noi răspunsul la o ghicitoare? Da. Da, fetelor, dați-mi cușulețul. Dați-mi voi repede și să ghicească doamna Angela Rusu. Da, 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 mă gândesc că da, e bine așa, nu? Da. Ia să vedem, te rog să alegi. Ia, stai că țin o floricica. Vai, ce nerăbdător sunt. Sărbătoarea primăverii, sărbătoarea învierii, sărbătoarea luminilor, bucuria creștinilor. Ce ar putea să fie? Paștele. Sigur că da, Sfintele Paști. Bravo, asta dragul meu. Pregătit pentru al doilea cântecel? Da. Abia aștept să te ascult, dragul meu. Floricica, sigur că da.
că noi îți mulțumim, fie dragule, și e puraș frumos ce ești și zic așa.